Dragi tovarăși componenți ai echipei de fotbal Steaua, stimați tovarăși, aș dori să vă adresez tuturor celor care ați jucat la Sevilla și celor care au contribuit la organizarea și pregătirea echipei cele mai calde felicitări pentru această mare victorie pe care ați obținut-o câștigând Cupa Campionilor Europei la fotbal. Plecat cu un sentiment de teamă, recunosc și acum, dar până la urmă a venit domnul Eni, știi, cu blândețea lui și cum era dânsul așa la calm și nu-l interesa orice adversar am fi întâlnit în momentul ăla și ne-a spus, băieți, am ajuns până aici, acum chiar ce pot să ne facă mai rău decât să ne bată? Sul 2-0 e anche qui al primo minuto c'è il gol, bellissimo gol di Barbulescu, questo lo rivediamo perché è veramente molto bello. Presiunea era pe ei, noi evrei, eram outsider și veneam să ne apărăm șansele. Deci noi și de câștigam și de câștigam, noi ne aveam nimic de pierdut. Cu 2-0, acum pentru Barcelona, execută a patra lovitură de la 11 metri. Jucătorul cu numărul 11 este vorba de Marco. La București! Bucurie fără margine în rândurile fotbaliștilor de la Steaua. Revedeți acest al doilea gol, această a patra ratare a Barcelonei. Mai bine zis această a patra intervenție extraordinară a lui Ducadam. Steaua este câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni. Drumul către teren cu autocarul, printr-o mare de suporteri și cu multă poliție cu noi, cu motocicliști, cu poliție în mașini, a fost ceva care la fel îți face așa să facă pielea de găină înainte de meci, te bagă deja în febra meciului. Pe stradele mă arătau semn 4-5, câte vreau fiecare să ne arate,
Dar noi nu l-am în seamă aspectele astea. Nu eram slabi, aveam un psihic foarte puternic toți. Toți ne arătau, nu, ceea ce se întâmplă la coridă, adică că vom fi îngenunchiați. Eram o echipă puternică, era un lot de jucători cu caracter care nu prea băgau în seamă aceste lucruri. Și până la urma urmei, știi cum e, că și fanii Barcelonei erau tot un fel de roșu-albastru. Așa că eram obișnuiți cu culorile. Am ieșit afară să vedem terenul, să călcăm terenul, cum se întâmplă de obicei. Atunci, într-adevăr, am simțit gata. Nu mai scăpăm de aici. Țin minte că nu se auzea nimic, numai fluierături când am ieșit să vedem terenul. La un moment dat simțeai că chiar îți tremură genunchii, adică picioarele îți tremurau. Deci pășeai pe teren și simțeai că îți tremură. Au aruncat cu tot felul de obiecte, la un moment dat aruncau cu banane, cu portocale. Eu le adunam, le puneam într-un colț, pentru că în perioada aia în România nu prea se găseau asemenea fructe. Am avut doi oameni care au început să plângă, bucătarul nostru și organizatorul, capitanul Cruțescu. Când au văzut, îți dai seama, pentru ei, noi am mai fost pe stadioane mari și am mai jucat așa meciuri, dar pentru ei care n-au fost, când au văzut ce acolo, n-au putut să reziste. Știu că Lăcătușa a trimis la vestiar, le-a zis, haideți, plecați repede la vestiar, că voi nu ne dați curaj deloc așa. Emi nu prea vorbea foarte mult, decât vorba lui, îi călcam pe ochi la modul așa. Eram toți motivați la maxim să intrăm cu atitudine, să dăm tot, pentru că, așa cum a spus și americanei, odată ajungem în finală și atunci trebuie să o câștigi. Finalele să câștigă, nu se joacă. Eu cu Loții văd și fotografie. Eu cu Loții Veroni și ne uitam în urmă. Au fost niște probleme, pentru că au fost jucători care ar trebui să execute și aveau probleme. Mușchii încărcați, nu știu ce, se plângeau. Nu erau, sau psihic, nu se simțeau în stare să execute. Balint era lângă mine, noi eram jucătorii mai tineri, văzând că unii dintre jucătorii mai cu experiență acuzau anumite probleme fizice după 120 de minute. L-am întrebat dacă se bagă, dacă are curajul să bată. Te bați și zic, bați. Nu știu ce m-a vrut să spun că bat. Pe urmă venea și de ce m-ai întrebat? Mai bine mergeai tu singur să te oferi. Dacă nu era el, nu știu dacă băteam penalti, nu știu dacă m-ar fi întrebat cineva pe mine, pentru că eu nu executam niciodată penalti la Steaua. Noi avem curaj, dar nu ne întreabă nimeni. Și atunci am zis, domnule, dacă vreți să fiți campion european în seara asta, mergeți pe una noastră. Eu cu Gabi batem și te facem cel mai mare antrenor. Nu o să uit niciodată cuvintele astea lui. Stângațiu a venit singurul care a venit la mine. El spunea, Duca o să le aper, o să fii cel mai tare. Mazaru, un foarte tehnic jucător, bun executant, însă la el eu cred că a fost o problemă psihologică. Eu cred că n-a putut să depășească momentul. El era un pic mai timid așa, ca jucător. Și la Minții l-am văzut în momentul cum pășea, când s-a dus la... Mi era așa o teamă, zic, cât e motive Minții, zic că plutește. Că plutește. La modul cum s-a dus și când se legăna așa, zic, Doamne ferește să nu rateze. Și a ratat. Emoție. După aceea l-am văzut și pe Loții. Opa. Nici n-am văzut penaltele, cum am spus, executate de colegii mei, pentru că mă lăsam pe spate și mă concentram efectiv la ce am eu de făcut. La mine a fost cel mai important lucru, a fost prima lovitură și am lichit colțul Alessanco, care a tras în dreapta mea și după aia, sigur, a început un joc al logicii, pentru că și mie îmi plăcea. Pot să nu-mi apere portarul. Indiferent ce se întâmplă, mai bine dau afară, dau peste, dau pe lângă, numai nu vreau să-i văd satisfacția aia pe chip lui Ruti. Primul meu gând a fost să dau tare și undeva sus. Nu neapărat într-un colț, am zis, dacă prind poarta pe mijlocul porții, nu are nicio șansă. Spre bucuria mea, bine că n-am mers un centimetru, doi mai sus mingea, pentru că probabil ajungea la centru terenului. Mingea a intrat în poartă. Și cred că a fost un moment poate și de
eu știu, relaxare în cadrul echipei. Am avut niște emoții teribile. Cred că dacă era să vorbesc cu cineva, nu cred că puteam să vorbesc în acel moment. Stăteam acolo și mă uitam puțin la Barcelona, așa, să văd cum reacționează ei. Și după primul penalti, bine, după al doilea ratat, a venit când a ratat al treilea, deja s-au așezat, erau terminați, erau... Stăteau jos și parcă știau că nu mai au nicio șansă și așteptau să se termine calvarul. Când m-am dus spre minge, m-am gândit, stai puțin, că dacă ratez și eu, ce facem? Îți imaginez cum fiecare român, știi, stătea așa în fața televizorului și se uita și în momentul ăla îi simți, știi, toți, cu pumnii strânși, poarta se mișorează, elanul vrei să fie cât mai lung, te gândeai să te țineai de la poarta cealaltă ca să ai timp așa, să ajungi la minge. Nu, nici acum nu știu cum am mărcat. Noi poate că am marcat pentru că am fost mai nebuni, mai în nebunia noastră, eu sincer în momentul ăla m-am relaxat. Eu la penalti m-am relaxat. Bucadam, ce să mai vorbim de Bucadam? Că el a fost și dacă ați observat, s-a dus pe toate mingile, a avut un țisic foarte puternic și asta i-a dat încredere și nouă, iar el a reușit să facă ceva extraordinar. Nu realizam că s-a terminat. Deci asta a fost una din probleme, că nu știam dacă s-a terminat. Dar am realizat că am apărat 4 penalti, care era deja o performanță fantastică pentru mine. Era un vis extraordinar de frumos. Nu mai știam ce să facem, cum să ne bucurăm. Era mai real așa, când am văzut că am apărat-o pe a patra lucra, da? Și într-adevăr, în câștigarea aia a venit pe Bărbulescu, că se dusese el fericit că nu mai trebuie să bată. A fost un caz mai special, care a greșit direcția, probabil. S-a dus spre Cupa Cantene. Dar nu, noi ne-am dus spre Helmut, pentru că, practic, el a fost eroul principal. De-a lungul anilor, au trecut 33 de ani, am același regret. N-am știut să ne bucurăm. A fost ceva neașteptat și n-am știut să profităm de acel moment. Eu cred că în momentele acelea poate noi încă nu realizasem ce performanță am făcut. Un sentiment unic care, v-am zis, nu mă întâlnește multe ori în viață. Dacă stau bine și mă gândesc, trebuia să iau cupa de jos. Am luat-o, cum îi spun eu, de toarte, ca la oală. Dacă o luam și a doua oară și a treia oară, știam să ridic Cupa Campionilor deasupra capului. Foarte puțin se vede capul atunci când o ridic, pentru că nu eram obișnuit cu asemenea monocle. Și decernarea cupei s-a făcut atât de rapid ca să scape de noi. Pentru că acolo era pregătită fiesta pentru cei de la Barcelona. Nu am realizat ce am putut să facem noi. Dar, ca drept dovadă, ca și ultimul, dacă vă uitați puțin în casetă, eu cu Naomi nu am primit medalie. Pentru că am fost ultimii și au luat ceilalți. Performanțele pe care le-am reușit noi atunci sunt de-a dreptul incredibile, extraordinare. Mai știam eu că e ziua mea, atunci nu mai știam ce a liniștit. Nu? A fost evenimentul ăsta incredibil. Foarte mulți spectatori au rămas și ne-au aplaudat, adică au fost fair play. În tribună stăteau soțiile și văzând că se bucură la finalul partidei, un spaniol a întrebat cine sunt. Și soția mea a spus că sunt soția portarului care a apărat. O, zice, complimente și și-a dat jos cravata de la gât și zice un cadou pentru el din partea mea. Foarte frumos s-a comportat, comandaseră un tort pentru noi, pentru că dacă spaniolii aveau deja aranjat o sală de banchet de nu știu câte persoane, câteva sute de persoane la care trebuia să participe și regele, noi n-aveam nimic aranjat. Noi ne-am luat niște vin românesc, că
cu noi să bem un par de vin, că românul bea vin și când câștigă și când pierde, și la supărare și la bucurie. Și ca să nu dăm bani, cum era, pentru că erau prețuri mari, da, în acea perioadă nu prea aveam noi valută, ținte că conducerea a dus câteva lăs din astea cu vin. Ne-au așteptat și reprezentanți de la Real Madrid, chiar ne-au oferit o primă de joc. Vine în contul unui turneu pe care l-am avut pe Santiago Bernabeu în perioada următoare. Da? Avem un reprezentant și un român, nu mai știu cum îl cheamă, cunoscut la noi, care ne-a oferit, nu știu, pe $400, $500, nu mai țin minte cât ne-a oferit. Păi, ce o ia Tudorel și cu Iovan. Soția să sară din avion. Cum tu nu, nimic. Stai, blând. Fane Iovan era în fața mea cu soția. Zic, Fane, dă și tu sticla aia de whisky mai în spate. Și am băut vreo jumătate de sticlă de whisky și la coborâre zic, Fane, fii atent ce a zis Naimi, ce facem? Și o iei tu cupa și eu cu Tudorel stânga și dreapta. Am venit pe Otopeni, acolo ne-am așteptat cu conducerea, 230.000 de oameni, dacă era la Revoluție, de Revoluție n-a fost, foarte frumos a fost. La extraordinar, cu televiziune, cu... Da, și... N-a fost să vorbim fiecare, la Porta Voce. M-am blocat, am ceva pe casetă, vă mulțumesc că am venit în număr mare, m-am uitat, foarte multă lume, încă o dată vă mulțumesc și am mânat-o mai departe. Se vedea puhoi de oameni acolo în fața aeroportului Otopeni, tot platoul ăla acolo, până în DN1. Deci tot era plin. Ținte că atunci am scos cravata, am aruncat-o, sacou, belul, a aruncat și un ardesiu sau nu știu ce, le-am aruncat acolo la oameni. Incredibil a fost. Știam că lumea vine spre aeroport, dar nu credeam că la acea oră târzie, noapte, vor fi atâția oameni. A fost ceva extraordinar pentru noi. Practic, atunci îți dai seama de ceea ce ai realizat și cât de poate iubiți vom fi din acel moment. Nu aveam promis mare sumă așa mare de bani, când ne-am bucurat că ne dăcât o mașină. Aro. Pentru noi a fost pe vremea aceea un lucru extraordinar. N-am știut că nu este nou, e recondiționat și cu în fine, dar pentru mine a fost foarte bun. Că l-am văzut la vremea aceea și ne-am luat mașini noi de la Pitești. Săptămânile care au urmat după câștigarea cupei campionilor, când mergeam prin oraș, că lumea ne atingea și plângea. Ne simțeam împliniți și foarte important, pentru că am realizat ceva și am bucurat atâta locul. Lumea, când ieșeai în oraș, deja erai pe trei, țin interesat, deja te-a invitații au fost la restaurante, la peste tot eram invitați, s-a schimbat total viața noastră. Oriunde ieșeai, lumea era fericită să vorbești cu ei. În cartier era acolo ceva incredibil. Când ieșeam din bloc, aveam la intrare în bloc, aveam steaua și scria bine ai venit Belo. Naimi, cred că era pentru noi un exemplu de modestie, de liniște. Nu a fost niciodată genul de om care să se manifeste după o victorie sau după o performanță extraordinară. Nu a fost un filozof niciodată, n-a fost un mare tactician, dar nu citea 100.000 de reviste din străinătate sau să fie la curent cu ce, dar avea niște lucruri, niște reguli de ale lui pe care ni le-a împărtășit și pe care tot timpul ni le repeta. Și alea ți intrau în minte. Ai știut să pregătească echipa, ai știut să fie, să uiți, să întoarcă capul la anumite tâmpenii care mai făceam, să ne mobilizeze. Profesional era un antrenor normal, n-aș putea să spun că era un geniu. Dar era un antrenor care știa să lucreze cu caractere diferite, putea să le adune. Nu ne-am gândit o clipă, cel puțin eu, că putem să învingem Barcelona. În timp nu am realizat așa, trecea timpul și zic, mă, nu am câștigat asta. Am fost o familie. Jucam așa cum trebuie să se joace fotbalul cu jundetul pe buze. Ne înțelegeam din privit,
jucam cu o nonșalanță și cu o imaginație care au fost ieșite din comun. Mai mult decât că eram talentați, fiecare potrivit pe postul lui, eu cred că e vorba și de caracter. N-a fost o întâmplare câștigarea cu Cupei Campionilor.